microfonul domnului Zoltan Rostaș, dorea să aibă o intervenție și pe drept cuvânt. Sigur, vom mai avea vreme strict pentru câte o intervenție scurtă din partea fiecăruia dintre invitații noștri, dar temele, sigur, pe care enunțate și pe afiș ne-ar mai ține cam două nopți împreună, lucru care e fizic imposibil aici, dar în mare, cred că fiecare dintre ele a fost atinsă din ceea ce au spus vorbitorii în această seară și are legătură cu efectul culturelui. Dacă ajută ficțiunea la cunoașterea sau lucrul în care place mie foarte mult îmblânzirea realității sau mai mult încurcă aceste fapte. O altă temă se leagă de unul dintre motourile cărții, dacă sunt prea multe documente pentru a reconstitui istoria recentă, așa cum sunt prea puține pentru a reconstitui pe cea veche, dacă are fiecare epocă adevărul său. Doamna Doina Jela ne-a oferit deja răspunsul său la această întrebare. Și nu în ultimul rând, dacă e nevoie de filtre colective pentru a clădi o identitate de grup și care sunt riscurile acestei construcții. Trebuie să recunoașteți că aproape fiecare dintre aceste teme, într-un fel sau altul, a fost atinsă și fiecare dintre aceste întrebări, la fiecare dintre aceste întrebări veți putea găsi pe formă sau altă răspunsul în efectul fluturelui. Pentru încheiere am să vă rog neapărat, după domnul Zoltan Rostaș, nu respectăm o ordine anume în care am să vă rog să intervenim. Evident, după ce am terminat, noi așteptăm și alte intervenții din sală. Eu foarte scurt vreau să spun că, în primul rând că Teodora a spus câte posibilități de lectură pot exista. Puteți să punem în paranteză faptul că unii suntem bolnavi de gustism și știm aproape fiecare moment. Această carte este un roman pavinat, în primul rând. Un roman pavinat. Că iată-mă puțin. Gustiștii făceau lucruri romanești extraordinare, pe care putea să le-am reținut. Dar ei nu știau treaba asta. Păi cum n-ai? Nu știau. O să aflăm, după ce citim, cartea lui Stahl, care aș cerceta și pe urmă aruncat totul și a scris un roman. Dar până una alta, noi suntem la romanul tău. Și foarte mă bucur de faptul că Școala Gusti a fost implicată, dar acest roman nu este roman istoric. Asta este un roman al conștiinței de astăzi. E foarte important. Ceea ce și Ionuț a subliniat cu această subliniere a traumei. Această traumă persistă și a zice, mai degrabă acum este traumă decât cei din anul 30, cei nu știu că nu știau ce urmează. O singură este de filozofia istoriei. Eu nu cred că există adevăr istoric. Nu este deloc. Sunt adevăruri care rând pe rând pot și trebuie să luptăm pentru adevăr. Da, asta nu înseamnă că peste 50 de ani, 100 de ani, eu nu ți-a povestit problema cu căderea Constantinopolului. În această problemă a căderii Constantinopolului, eu mă vor mai bun decât tine. În sensul că de-a lungul anilor, deciniilor, secolelor, această catastrofă europeană ba a fost uitată, ba a fost ridicată, dar niciodată nu avea un singur adevăr.
E foarte interesant. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să luptăm în momentul de față pentru adevăr. De atunci, da. De ce nu stăm dacă nu există? Da. Pentru versiunea noastră, de adevăr. În acel sigur moment, pentru că poate să faci pentru noi, peste 10 ani. Sigur că. Și ultimul lucru pe care vreau să spun, că mă rog, exagerez, dar în orice caz, vârstul și aiuri ar fi foarte bucuroși pentru acest eveniment.